pare că gândos să fie ca și legat de post. În primul rând, regimul alimentar, am înțeles, e doar a cincea parte a postului, da. Dintr-un post, fiindcă trebuie să postim cu toate cele ce simți. Aș fi socotit, am citit în multe locuri. Da. Și a doua, am citit la un sfânt părinte, nu mai știu, sau poate în proroce, zice, postul și rugăciunea sunt ca două arii care înalță sufletul spre Dumnezeu. Poate să nu poate să cuare numai cu arii. Deci aici, trebuie să ținem pe amă. Mulțumesc! Sărbina, mulțumesc de întrebarea răspuns așa. Să vă spun, pentru mine personal, eu nu împart în 5, în 7, în 3, eu am fost mai slab la matematică, de la chimie fizică, în altă dată. Eu am fost foarte șocat să constat în biserică că sunt oameni care, de exemplu, transmit oameni, acum au prins 7 lumânări, 13 delea, 14 delea, eu cu numerologia asta mai prost așa. Ce pot să vă spun este următorul lucru. Posibil e ca în iubire. Ori te trăznește din primul, ori te chinui cu totul. La postit e treabă foarte simplă. Trebuie să-ți pui sufletul la bătaie de dragul lui Hristos. Nu spune nimeni că cei care muncesc pe șantier, știți că era o poveste odată cu unul dintre patriarhii României pe care îl prăzni imamul acesta, întâlnit cu foarte mulți protopopi, preoți ăștia de noștri, cu super vedete preoțești, la Cluj. Și timp ce ei stăteau acolo la discuții, la cafea și mai picoteau în timp ce vorbeau în lucruri cu copnicești, în stradă, la minus 12 grade, niște lipoveni dădeau cu barosul din ciment și cu târnăcocul și făceau un șanț. Și unul dintre protocop s-a dus imediat și a zis, vai, Părinte Patriarhă, Patriarhul s-a dus în trei să-l povestea cu lipoveni. Ce mai faceți cu mine? Ia, dădeau, băia mâncau, slană cu pită. Ăștia, vai, Părinte Patriarhă, ăștia mănâncă în post, la mine, băi, ce? Mâncă în post, dar și lucră în post. Dacă lucruri în post. Sigur că postești de altceva. Studenților care sunt peste hotare le spun tot timpul, măi oameni buni, voi postiți de propria voastră casă. Celor nu le-ar place să fie acasă la mama și la tata să ne facă găluște cu cunie. Dar este acolo departe de țară în încercarea de a dovedi că din România nu scapă doar reșapații, ci și oamenii întregi. Un student care pleacă de acasă, în țară, care e la București, student, zic că mănâncă cu vrigi o zi, două, trei. Trebuie să fii foarte atenți. A posti nu înseamnă a nu mânca. A posti înseamnă doar a posti. Dacă ți se întâmplă să scapi, vai de mine ce am postit eu, primul meu an de preoție, a fost cea mai dură lecție pe care am primit-o. Eram în trenul de Sibiu-Brașov, plecam acasă, și m-am împrietenit cu Puștulică mic, simpatic, acum ai dita mai ofițeră la Armatea Română și a rămas prieten. 25 de ani a trecut atunci. Și mergeam spre tata și spre mama, care oricum îmi anulau postul. Fața mamelor, copii sunt trecuți pe roșu. Nu există stabilitate. Și la un moment dat, în tren, copilul se ne-a jucat, a povestit și el cobora în făgărașul pe și mi-a dat o bombonică. Și zice, pac! N-a putut să-i zic copilul, bă, nu mănâncă, stai să spun eu ce, de ce Sfântul Simeon te-a stat Nicianu, ce? Chiar la bomboane. Față în față cu mine era poliția ortodoxă. O dană în trăit în plăticină. Dublu oreonată. Tu i-am zis că mă omoară. Dacă asta la mișcarea următoare va fi apăcat, dacă am spus, gata, m-a stat. Oare, a vorbit cu mine, m-am simțit ca o lepădătură, tati, zic, ho. Păi e bine, și tu ce mărturie dai? Dar ce ai simțit? Bă, bomboană, bă. Ea a zis că bomboana are la. Și la grade, bomboană, nu înțelegi nimic. Tanti, stoi! Că e vinerea cu deslegare de săptămâna ce am trecut. Halo! Îi băbune, dacă citeai calendarul, nu o să citești propria prostie, înțelegeai ritmul bisericii. S-a supărat și că am avut dreptate. Vă rog frumos să nu fiți supărați când tinerii au dreptate. Postul lor e altceva decât postul nostru. Iar în ceea ce privește rugăciunea și postirea, să știți, combustia internă este smerenie. Omului smerit îi dă Dumnezeu să-i crească aripul la loc dacă se întâmplă ceva. Știți? Nu e ca în povestea cu rombacul nostru, când construiau noștri rombacul pe vremea când aveam industrie serioasă în domeniu, se spune că au făcut un test foarte mare despre cum merge avionul, dacă funcționează, s-a urcat
oameni de presă, din toată presa, păcat că n-au luat și jumătate din presa de acum, și au început să zboare. Zburau, ești acolo, pac, la 11.000 de metri, cade aripa dreaptă. Ăștia, vai de mine, avion de încercare, a căzut aripa dreaptă, se aude, nu vă faceți nicio problemă, apăsați butonul roșu din dreapta jos. Tăt, m-a apărut o altă aripă. Extraordin, nu ați putut face o aripă. Mamă, tot mai multe cereri de construcție, de contracte, precontracte, la 12.000 de metri, juc, care aripa stândă. Ăștia liniște, bă, stai, că o rezolvă, ce clar, că o sunte. Nu vă faceți probleme, apăsați butonul galben stângea jos, pac, la față, juc, apare o altă aripă. Extraordinar! Coboară spre 10.000 de metri și se desprinde bordul rombacului. Țineți minte că era așa un pic în picajul făcut. Doamne, ăștia au sigur o soluție și pentru asta. Nu vă faceți probleme, apăsați pe butonul negru din mijloc. Apasă pe butonul negru din... Și acum răsniți după mine, Tatăl nostru, care ești. Deci, soluția fundamentală în astfel de situații, la aripioarele noastre duhovnicești, rămâne butonul din mijloc, Tatăl nostru, care ești în cer. Să știți că, în mod cert, va fi foarte greu să-i mai învățăm pe copii să se roage dacă noi suntem așa înfruntați, legați de Evanghelie. Dacă noi chiar credem că le știm pe toate, unii le știm pe toate mai mult decât Duhul Sfânt. Și îți pare Duhul Sfânt colegul lor de bancă. Nu e așa complicat. Acum ceva timp am întâlnit un băiat cu care am avut o relație de prietenie, doar că în timp am văzut că nu ne potrivim. Din păcate am ajuns să simt dependență de el, însă prezența lui mă tulbură și mă liniște, ne liniștește. Cam toți am păpățit-o așa, și este. Deci știu care este calea pe care trebuie să o urmez, doar că mi este foarte greu să las totul în urmă, mai ales că el mă presează să-i mai dau încă o șansă. Ce mă sfătuiți să fac? Bă, la mântuire nu prea sunt multe șanse. Când trece trenul în gara, dacă nu ești atent, poți să-i, bă, o să mergă bine de la mine. Oferiți-i șansă doar dacă, analizându-vă, sunteți capabile să vă oferiți o șansă. Eu sunt foarte supărat ca duhovnic când văd fetele că le spui, bă, ăsta pute alcoolic, pui la el, că dacă ridică mâna, caz jos de la curățenia particulară. Miroase tutun de dincolo de granița orașului. Nu că-l iubesc, am să-l îndrept, părinte. Bă, femeie, bărbatul, nu-i chiar să-l îndrești. Ori trăiește, nu trăiește. Se mărită și după unde, băi, de ce să mă fac? Exact ce trebuia să faci la început. Fiți un pic mai riguroasă. Exigența vă mântuie de proaște. Fiți mai riguroasă. Iar dacă ați mușcat-o, cereți ajutorul. În general, e bine să fiți mai temperați. Sunt din Constanța, dar de 3 ani studiez în București și aș vrea să mă stabilesc aici măcar pentru o perioadă. Vă spun eu, cine se stabilește un pic în București, aici, la dovadă. Toți au venit un pic la București. Mi-am făcut mulți prieteni și simt că mi-am găsit rostul aici. Foarte bine. Problema este că părinții mei nu sunt de acord și vor să mă întorc în Constanța, după ce termin studiile. Însă nu mă mai simt împlinit acolo. Păi, vor vedea că vă simțiți împlinită și vor să vă ruga un părinte. Noi nu ne facem copii să stea acasă cu noi. Iau, uite, mamă, voi, părinte a plecat în America. Păi dacă era strada cealaltă și nu te saluta, noi mai bine decât în America și vorbește în fiecare zi cu el la telefon. Că depărtările nu sunt fizice, mai ales în familie. Doar după ce murim din nefericire, nu avem lumini sub pământ să ne sunăm. Asta sunați-vă părinții în fiecare zi, spuneți-le că sunteți bine, că ați mai luat un examen bun, că totul în regulă și mergem la departe. Când vor vedea un copil fericit, părinții se vor întreaga. Știu cum e. Ce putem face când avem stări de deznădejde, de teamă, tulburare sufletească, când suntem foarte mărniți, fii de aceea. Uite, aici. Sau aici. Avem la ajutoare, dar ne mergem repede la farmacie. Dați-mi un somnolil, da? Fără îndoială că trebuie să ajungem pe mâna unui specialist, dacă Doamne ferește se specializează deznădejdea în noi. Dar în principiu, prima chemare este către cei care ne iubesc cel mai tare. Știți pe cineva să vă iubească mai tare decât Hristos? Dacă nu, la ce mergeți la ceilalți? Că, în general, golurile astea din sufletul nostru sunt goluri de iubire. Izvorul iubirii rămâne Hristos. Credeți că preoții nu avem deznădejde? Mi-a văzut moaca după referendum. Arătam ca un oganda să-și tragă un glonț în cap. Băi, m-am ofticat pe prostia noastră. Acum mi-a trecut cât de cât. Am rămas cu sechele. Ar fi trebuit să iau un pumn de pastile. M-am dus la Hristos și ce n-am putut spune public, aș fi zis câteva public. Am zis la altar. Noi nu putem regenera decât dinspre Hristos. Și credeți-vă că am suficient de multă
de steritate, de psihoterapeut, cât să vă spun că inclusiv când aplici schema psihoterapeutică la dependenți de alcool, dependenți de droguri, dependenți de jocuri de noroc, aveți parolul meu de nări că tot Hristos face treaba. Tu te chinui, schimbi bujia, schimbi firele, dai prima, nimic. Hristos e cu bateria, știți? La El e soluția. Nu vrem să recunoaștem întotdeauna, dar în mare parte acolo este limita pe care nu o vedem și nu putem să o stăpânim niciodată. Ce putem face dacă în post avem ispite foarte mari, chiar și din partea familiei, a celor apropiați ai noștri? Acum, dacă vă referiți la ispite de mâncare, luați, mâncați și apoi postiți. Mâncați mai puțin. Mie îmi place foarte. Astăzi un prieten de-al meu care este profesor la facultatea, la o altă facultate decât cea veterinară, mi-a adus aminte. Eu am nimerit cu el în postul mare, când eram studenți amândoi la Padova. În zonă catolică puteam să-mi dau o dezlegare la ouă, la alte, că nu se întâmpla nimic. Îmi plăcea, nu mâncasem până atunci iaurt cu fructe. Nebunie curată. Eram diliman, dacă îmi dădeau la ziua. Și mă duceam aia și ziceam, te rog, eu mănânc căltucă, dacă mie rămâne, îl mănânc eu. Dați ce aveți, ce vă place mai mult la mâncare, dați-l celălalt. Să știți că postul are și sensul ăsta. Noi postim ca să adunăm mai mult un aliment pe care să-l dăm vecinului. Cât ați trecut strada sau coridorul să poate sau și tu, vecine, mi-a rămas niște fasole, să n-ai vrea să gruși. Sau uite, fasole o mănânc eu, cărnatul ți-l dau, că am auzit că ești bolnav. Deși cărnat la bolnav sună ca doanță în cap. Da? Sau. Deci când aveți ispita asta, să vedeți ispita în facultăți. Stau studenții și deschid, da, sunt în sesiune de la începutul postului și deschid ușa, în fila lor. Cea mai grea ușă din lume în timpul postului e ușa de la frigider. Nu știi codul, trebuie să spune nevasta cod, dar să citești. Iar la bărbați, doamnelor, să știți. Degeaba insistați să postească dacă nu le zâmbiți. Dacă o acritură îi spune unui bărbat, mănâncă de post, trebuie să fii de bărbat, vezi și îi trece postul. Dacă vreți să-i faceți pe oameni să postească, spuneți-le cu blândețe și cu bucurie. Eu tot spun povestea unei doamne de la noi din Sibiu, a zis că dacă mă mai aud de mă bat, dar n-are cum să venea femeia foarte hotărâtă, deci o femeie jos cu pălăria, doamne, acatiste, paracriste, saltire, de biserică, doamne. Într-o miercuri dimineața mi-a apărut la biserică cu ochelari de soare, afară ploua. Am clădit, n-a zis, Nica la sfârșit, ce ai făcut? Părinte, nebunul ăsta meu? Zice, uite ce mi-a făcut. Când mi-a arătat, nu știi care s-o chela aici, care s-o făcut. Dar ce s-o făcut? Zice, uite, eu muncit la fii meu acasă, o să fac, am muncit la greu, zice, și au venit acasă și ce? Și? Păi nu prea fost de mâncare, dar de ce? Păi, am avut una, patru acatiste, două saltire, am făcut, că mi-a zis mie, părinte, prea cu viosul cu tare, prea cu viosul cu tare, prea cu buuuu. Alții sunt prea cu viosul că măgarul magal are nevoie și de fân. Păi, da, părinte, da, ce puteam face? Hai că vedem, facem altfel. Făcea o fasole femeia aia, intrate în istoria cartierului. Și zic, uite cum facem. Vin eu după liturghie, citesc la psaltire, mai tale fă între timp fasole, fă un felul doi, mai vedem, mai nevoie. Fă și un dulce. Și după aceea, poate îmi dai și mie o fasole, că zic, negociem. 5 pagini de psaltire, 10 babe de fasole. Au început să râde, să a înțeles că sunt cu piciorul un pic ridicat, să o iau peste picior, dar a înțeles mesajul. Seara, sigur că la prânz a fost împreună, a pregătit de mâncare pe bune, le avea, la o gospodină jos cu pălăria, dar o furat de mesă, ca asta. Și a doua seară, nenea era un tip de ăsta așa, militaros, foarte hotărât. Vineri dimineață mă trezesc pe la liturghie. Ce faci? Părinte drag, nu știu dacă ești bun de popă. Ai scos dracul din asta, domnule. Eu nu muream de rugăciune, eu muream de foame când vine la nu râdeți. Eu zic să nu râdeți. Eu zic să vă mai gândiți. Da? Ce se poate face în situația când avem de-a face cu oamenii care învață pe alții că trebuie să fie smeriți, să-și iubească aproapele, iar ei nu-și respectă semenii? Măi, nu înseamnă că nu spun adevărul. Deci când un îngânfat îți spune smerește-te, nu înseamnă că nu spune adevărul. Spune adevărul, doar că nu și demonstrează. Dar e problema lui, nu problema dumneavoastră. Dacă măcar de a face tot ce spun alții.
Ce putem face când vedem pe cineva făcând nereguli în biserică? În biserică pentru a ajuta să se îndrepte și să nu se mintească lumea. Aici, stăpâna bisericii, domnișoara Andofore. Veniți, liniștiți, vă puneți în genunchi și vă rugați. Orice cuvânt împotriva unui om nu aduce cât un cuvânt în dreptul Maicii Domnului. Are ea stilul ei de a le înmânia popoare. Acoperă cu acoperământul ei. Are treabă. Vă dați seama ce mi-a ieșit mie pe gură dacă aș vrea să fiu critic cu unora și altora? Aleo, mamă, prefer să tac, să strâng din dinți. Mi-am pus și implantul că mi-a rupt de dinți. Da? Am strâns din dinți într-un studio și mi-a rupt dinții, ca să nu-i zic la ce gândesc. Pentru că nu contează ce gândesc eu, ci contează ce gândește Dumnezeu în raportul meu. Și cred că Dumnezeu mi-a dat dreptate. E mult mai bună tăcerea smerită și rugătoare oricât ar fi de smerit. Ce înseamnă a judeca aproape? A face pe deșteptul cu el. Îl pune în poziții, în situații care nu-i convin. De exemplu, dacă... Vă dau un exemplu. Pentru mine e important că sunt trăirile mele. Eram tânăr student și am plecat cu actualul nostru mitropolit, cu înalta simțitul Laurențiu, la Brașov, la o slujbă. Și la liturghie a apărut o domnișoară. Frumos, decent îmbrăcată, în negru, fusta 13 cm,5 sub genunchi, cu batic pe cap în poziție regulamentară, doar că atunci când a dat pomennicul, s-a văzut la mâna ei un inel. Un inel frumos, trebuie să recunosc și asta. Nene a început ghetul popă, avea popa în momentul ăla, un moment de mare evlavie. Au făcut-o pe fata aia varză. Deci eu de la strană venea să sar din strană, zic, acul batul ăsta de rup. Că era la mine în cartier, știam bine unde lovesc. Mi-a fost mie rușine de reacția mea, dar după aceea mi-am dat seama că e mai grav ce face el. Mai cu seama când am auzit-o pe fată, zice, părinte, iertați-mă, țineți minte, eu astăzi trebuia să am nunta. Da, și logodnicul meu a murit. E ultimul dar al logodnicului meu către mine. Mie mi-a ieșit din cap de atunci să mai cer pe cineva în biserică. Ca și cum n-ar fi fost totul făcut, am apărut în spate, m-am mutat în spate să mă răcoresc. Femeia de serviciu, autoritate fundamentală în biserică. Femeia de serviciu, tocmai mopăia la doi tineri care intraseră în biserică, cred că aveau vreo 16 ani, frumoși amândoi, intraseră în biserică ținându-se de mână. Dom'le, ce-a fost la gura ei? Și a zis, bă, femeie, în afară că te oftici că ăștia să iubesc și că dumneavoastră nu te iubi nimeni niciodată, că ești, cu ce gură proastă ai, ce să te iubească? Să-ți spun, nu puteau să intre înăuntru ținându-se de picior. Au intrat de ce se pot ține. I-au luat pe copii și am plecat la o cafea. Asta nu e biserica despre care mi-au povestit mie părinții bisericii. Sigur că m-am întors acolo să slujesc după câțiva ani, o voroșă, slujba. Nu am căutat din ochi cei doi tine. Știți că i-am găsit acolo? Auziseră că vine colegul lor care a fost la institut, sunt medici amândoi. Când ne-am văzut, am avut nodul în gât toată slujba. Cred că avem obligația ca biserică să învățăm că nu suntem judecătorii lui. Suntem cei care primim răniți. Suntem un spital de urgență. Uitați-vă la noi. Aici chiar ar trebui să punem troparul. Hai să ne avem ca frați, toți suntem puțin luați. Toți avem o rupere de sens în noi. Noi nu venim la biserică. Nu vedeți că și când venim bucuroși, venim cu frică. Ne e frică să fim bucuroși. Cum să scăpăm de comoditate? Simplu. Ne dăm jos de pe comodă. Comoditatea la noi se instaurează în momentul în care ne e un pic bine. Dar un bine pe care nu îl putem defini. Nu cred că suntem un popor de comod. Cred că uneori suntem un popor de leneși, ceea ce este altceva. Nu confundați dracul lenii cu ispita comodității. Dracul lenii pute. Are un miros specific. Chanel 6. Da? Dar pute. Poate mirosia, ai de bine, dar miroase foarte puternic. Omul iese din comoditate prin muncă. Cea mai sfântă rugăciune a omului rămâne muncă. Ora e plăbună înseamnă, de fapt, să ieși din starea în care ești pentru a dărui pe timpul lui Dumnezeu față din timpul tău. Și El e un muncitor. Dumnezeu rămâne cu mânecile suflecate până la sfârșitul viață. Uitați-vă cum intervine. Când smurt, când plugar, când viticultor, când brutar, tot timpul e lângă noi. Profesor, nu am meditat cu cuvântul rostit
cel scris, publicat și tipărit. La ieșirea din biserică, în partea dreaptă, în Medgor, veți găsi câteva din cărțile din ultimele publicații sau apariția ale părintelui profesor Constantin Necula, pe care merită să le citiți, să le accesați, să le legați. Puteți continua. Mulțumim. Am predat de vedere publicitatea. Cum ar putea de bine să păstreze? Cum ar putea de bine să păstreze curăția dumneavoastră înainte de căsătorie? Cu multă râvnă. Cu râvnă. Știu că toată lumea din jur le vorbește. Eu mă aud la, când iau pe ăștia cu educația sexuală, mă apucă rău. Îi vor să-i învețe cum să ia pastila de a doua zi și cum să folosească prezervativul. Asta e toată educația sexuală la care îi supune bani, baonări și să confunde sexul. Biserica are obligație de a le spune oamenilor că suntem mai mult decât atât. Că sexualitatea înseamnă să știi să întinzi mâna, să săruți mâna, să trimiți în loc de un SMS, să vorbești la telefon cu cineva. Ține de sexualitate. Mi-a zis mie odată un lider absolut al mișcărilor ăstora interesante, cu 14, 15, 6 nu, litere, că noi n-am făcut în subcomuniști educație sexuală. Și da, bă, dar băieții făceam pipilică pe o liță albastră și fetele pe o liță roșie. Aia e deja, pentru semn că eram în educație sexuală. Ba mai mult, eu mi-aduc aminte bine că școala făcută de mine, asistenta medicală, venea și ne vorbea, iar dirigintea undeva în clasa 7-8-a ne scătea pe băieți la fotbal și discuta cu fetele. Și discuta normal, fără atâtea fițe. Nu aveam suport de curs în chineză, engleză, japoneză, pentru lucruri care trebuie înțelese pe românește, ca să ne înțelegem bine. Dar nici nu spuneam bacuri porcoase, nici nu ascultam tot felul de năbădăi cântate și cu fițe de cultură. Eram așa, mai prostuți, așa. Ei, din punctul meu de vedere, niște tineri se pot, își pot dezvolta capacitatea de a rezista într-o lume nebună dacă își păstrează normalitatea. Cine își iubește omul pe care îl iubește, îi păstrează autonomia. Iar autonomie înseamnă libertatea celuilalt de a spune nu. Nu de a-l obliga tot timpul să spună da. Ce părere aveți despre familie monoparentale? M-a înnebunit. M-au bătut la cap ăștia că biserica e împotriva familiei monoparentale. Mai era o doamnă care odată la o comisie mi-a spus la președinție că biserica încurajează pe copii să cadă că îi aduce bază. O doamnă, ce-am ajuns căscătorie de berze, se dă mai bărzău un copii așa de felul, să pui zâi în toată zona. Și am explicat, doamna, ați intrat în biserică vreodată? Da. Și v-ați uitat ce pe iconostas? Da. Și pe iconostas? Îți zice, în dreapta este ăla, Iisus Hristos. Bun. Și când treci de găurica aia din mijloc, în partea aia, zice că, păi da, e femeia care ține în brațe. Deci cu coarnă biserica este, se închină dinaintea monoparentalității. O femeie singură își crește copilul. Ce vrei mai mult? A, păi da, asta e teoria. Femeia, asta e practica. Pentru că în practică noi nu oprim mamele care își cresc copiii de la Mătășanie, nu-i lăsăm pe copii nepotezați. Ei aveau modelul de la Biserica Catolică pe care l-au și l-au cuplat la noi. Nu, la noi nu e. Nu-i la fel. Au mai încercat. Ei, când îmi spuneau mie într-o emisiune în direct, voi care ați susținut inchiziția, să m-am uitat în spatele, Gică, băi, ești pe strada greșită, la noi nu. Altul, colegul, dar colegul nu-i frumos să dau eu un gând. Du-te și mai citești. E penibil. Biserica își convinge oamenii să crească în bucurie, indiferent de starea în care se află. Să știți că, trebuie să o spunem public, nu avem un document pe care să ne se spună cum să-i păstorim pe oamenii divorțați, cum are Biserica Catolică pusă la punct. Dar să știți că sunt convins că în biserică divorțații nu se simt discriminați. Și dacă preotul duhovnic, un om de calitate, știe să-l țină la biserică, să-l încurajeze, să-l ajute, cum din nefericire, zic eu, pentru noi suntem cam puțina instituție care acordă suport sufletesc în astfel de situații. Mi-a mai spus una că biserica e împotriva homosexualilor și am spus cu Ana, eu fac terapie cu oameni care sunt homosexuali. Sunt prieteni cu o parte dintre ei. Nu le practic păcatul, nu înseamnă că nu sunt alături de ei în patima care îi chinuie. Pe ce lume trăiești? Zic, dacă spun să descrii prin ce trece un homosexual părăsit pe patul de moarte de toți ceilalți, să știi că habar n-ai pe ce nu trăiești. Să fii serios, noi trăim. Biserica Ortodoxă trăiește viața împreună cu poporul, nu împotriva poporului. Îmi pare foarte rău să spun. Nu suntem un partid ideologic. Da, mă rog. Este păcat să se zămislească copiii în post? Auziți. La aia care se chinuie pe la turci să-și facă implanturi de 100.000 de euro de 3 ori, cred că dacă le pică în post, le dă Dumnezeu sănătate.
calculați-vă ăștia născuți vara cam când v-au născut părinții și veți vedea că nu suntem cei mai nenorociți. Da? Dar e bine, într-adevăr, că am fost să ținem, să fim abstinenți și pe partea aceasta. Ăștia, căsătoriți, îi dați, vă rog frumos, să vă abțineți. Cum știm că avem o căsnicie pentru Dumnezeu și nu acceptată? Nu știm. Eu am zis odată și văd că au reținut oamenii din presă că singurul joc de noroc acceptat de biserică e căsătoria. Da? E o loterie, trebuie să știm asta, dar o loterie cinstită. Adică dacă ești un om întreg la minte, te gândești care este viitorul. Cum te vezi peste 20-30 de ani cu respectivul? Nu. Dacă vine un nene la 80 de ani și spune că se căsătorește cu Mirandolină de 20 și m-a întrebat, zice, de ce sunteți împotriva căsătoriei? Zic, moșul, mai bagă 10 ani la 80. 90. Ia bagă 20 plus 10, 30. Nu-ți spune nimic? Nu. Mai pune la 90 așa, când absurd încă 10. 100. Și la 30 mai pune 10. 40. Mă, o lași cam tânără. Adică o lași fără orizont. Nu-s lucruri greu, dar dacă zipsește bunul simț, niciun alt simț nu te ajută. Cum trebuie să fie soția și soțul ideal într-o căsnicie? Și căsnicie, e mersul trenerului, să știi la cât picăm tot. Cum sunt eu să fie sănătos? Așa e, da? Deci soțul ideal este un bărbat sănătos care își iubește nevasta care este sănătoasă și ea. Cel mai greu este când unul dintre ei se îmbolnăvesc și abia atunci a făcut de valoroase semănătate. Soțul ideal este soțul care vine acasă la timp și ne vorbește prostit. Nu vine cu aburele. Dar nici nevasta nu trebuie să-l aburească prea tare. Lucrând foarte mult cu cei dependenți de alcool, eu constat că, mă, dependența asta nu se naște din nimic. Iar terapia udiului pe cășeul la bărbat nu prea merge. Ciocănitoarele nu mântuiesc. Deci, ideal nu există. Hristos nu a zis, cu mână, roaba-i Dumnezeu ideală, propriu Dumnezeu ideală, numele... A zis așa ceva, v-a trecut cineva certificat de garanție la căsnicie? Când ne-am născut, ne-am născut unul cu certificat de garanție? Ce s-a născut persoana cu certificatul de garanție? În care să nu. Oricum, soț și soție ideal sunt numai dincolo. N-ați remarcat că după ce mor soții și lasă doamnele, văd că ce băia bună am avut, e deosebit. Vă rog, doamnelor, să vă uniți în fire. Soțul ideal există și înainte să moară, bine? Spuneți că iubiți în ciuda faptului că e prost. Se va bucura. Se va bucura. Pentru bărbați, evident. Da? Cum să ne creștem copiii ca pentru Dumnezeu? Recomandați-ne niște cărți. Nu vă recomand nicio carte. Ieșiți de pe Google. Parkingul care a cuprins România face parte dintr-una dintre marile schizofrenii culturale. Știți cum să vă creșteți copiii? Cum v-au crescut părinții și bunicii la oaltă? Și dacă greșiți, luați-o de la capăt. Copiii oricum nu sunt poligonul nostru de încercare. Acum îi pune pe copii, are un an, căzut la credința în limba germană ca să aibă un loc de muncă peste 20 de ani. Bă, bune! Eu zic să-l înveți arabă peste 20 de ani pentru germană. Nu se știe. Nu se știe. Fiți oameni sănătoși la cap. Vă rog să învățați pe copiii dumneavoastră foarte bine limba română. Vă rog să învățați pe copiii dumneavoastră să-și aleagă singur hainele din dulap. Vă rog să învățați să se spele pe dinți. Să facă duș când put. Vă rog să-i lăsați să intre cu picioarele în baltă. Nu, apa din baltă nu e cancerigenă, pe cuvântul meu. Lăsați-i să mânce fructe nespălate măcar o dată pe vară la bunici. Și mai eliberați-i din București, că nu o să vă iasă bine. Deci recomandarea mea pentru dumneavoastră, citiți bine mersul trenurilor și aflați unde puteți duce cu trenul de partea de București 3 săptămâni pe an. Amin, am zis. Bine? Scoateți din mediu. Și nu învățați ca la carte. Nu, copiii nu sunt bisectoare perpendiculare. N-au nicio treabă. Este bine să alergăm după idealuri? Depinde cum arată idealul. Aveam un prieten foarte bun care avea idealul să aibă o piscină în casă. Și i-a dat vecinul vreo două. Să spar conducta și a zis, de ce nu știu, de ce nu știu? Păi, de ce? Păi tu ai zis că vrei piscină, idealul vieții tale. Da? Aveți grijă ce vă doriți, că s-ar putea să se împlinească și noi oricum. Da? Nu, eu cred că idealul, singurul ideal pentru care merită să alergăm, este odihna noastră sufletească. Deci nu vi se pare interesant că alergăm o viață întreagă și la sfârșit? Vorba cântecului duhovnicesc din pustia din Pantelimon, cum îi aleargă omul ca furnica, când moare nu ia nimica. Da? Eu, în mintea mea, am o amintire de lângă lac de la Pantelimon, cât o mie.
Deci dacă eu am învățat despre comuniune ceva, să știți că nu din cărți am învățat. Aveam o mătușă, sora bunicii din spetată, care stătea în Pantelimon pe Alea Peleș. Și am nimerit într-o sâmbătă seara, când veniseră de la muncă grea de peste săptămână, de la Vopselul, de colo, de colo, de pe unde munceau toți, și era un grătar cât jumate de stradă. Ardea focul la greu și era apă din, era pește din lac pus acolo, erau mititei făcuți în grabă, erau toți la luat, toată strada aia, își lua cinea de sâmbătă seara împreună. Și cântau cu un of și un dor, fals total, de ei cântau bucuroși. De la oamenii aia învățau mai mult decât de la multe soboare preoțești. Mult mai mult. Nu fiți neatenți la darul pe care îl dă Dumnezeu prin cei din jur. Unor e mai de preț decât bani. Și de fiecare dată m-am gândit că e vai de noi dacă ne pierdem marginile în care crede că nu se întâmplă nimic. Cum îmi ajut fiul de 23 de ani dacă pe alcool foarte mult și își lovește partenera? Trebuie să vă adresați cuiva care să fie atent la el. În primul rând, trebuie el să vrea să scape de alcool. Apropo de ideale. Alcoolul aleargă după om, nu omul după alcool. Să țineți cai, domnule. Omul e nevinovat. E nevinovat. Dar alcoolul ăsta, domnule, face ravage. Oamenii fac ravage cu alcoolul care prins. Să vedeți ce interesant este când îți vine la tine un om care abia se ridică din picioare și când pleacă din picioare după 6, 8, 12, stă vertical și aduce de mână unul care e tot atât de căzut. În primul rând, rugați-vă pentru el. Aflați cu cine bea și puneți-i pe toți pe pomenii. Există în viața unui sfânt mai impresionat foarte tare. Un sfânt care făcea rugăciuni pentru copilul unei doamne și spune doamnei respective să rugau de an bun de jos. Și el aduce o schimbare. Ce spune? Zice, ăsta bea cu cineva că singur nu bea. Ce nu bea cu ăla, ce hai să-i pune pe pomenii. Pa, 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 pa. Ce, dar de ce? Poate rugându-ne pentru ei, unul dintre ei se va schimba și va ajuta și pe celălalt să se schimbe. Și așa a fost. Rugați-vă unii pentru alții. Nu-i poveste ce cere Hristos. Dacă faci fapte bune, ajuți oamenii, ești milostiv și nu ții post de la mâncare, este păcat. Postiți. Ca să evitați ideea că există păcat și nu e păcat. Să nu postești nu e păcat. E neputință. Sunteți un om care face fapte bune, ajutați oamenii, sunteți milostiv, dar sunteți neputincios. Vă place cum sună? Dacă nu vă place, schimbați ceva. Bine? Mâncați mai puțin, beți mai puțin, uitați-vă la televizor și mai puțin și începeți de undeva. Cum ajungi la cunoașterea de sine? Foarte greu. Foarte greu. Pentru că noi ne scăpăm nouă înșine. Deci știm totul despre vecine și nimic despre noi. Știm totul despre fotbal, nimic despre noi. Dacă întrebi un tânăr despre formația nu știu care, sturul e ăla de te rupe. Dacă îl întrebi pe el ultima dată când a zis un tatăl nostru, nu-și mai aduce aminte. Pentru că tendința acum este centrifugă dinspre noi, spre ceilalți, ăilalți. Și să vă mai uitați la un lucru. Ține prea mult la părerea celorlalți, mai mult decât la propria noastră părere. Deci cunoașterea de sine începe când contează pentru tine părerea ta, asumarea ta. Modul în care tu spui, da, Doamne, eu să merg înainte așa. Samuele, Samuele, în Vechiul Testament. Samuele, Samuele, ăla Nica, pe partea aia ta. Samuele, până aici, aici sunt, Doamne, poruncește robul Tău ascultă. Asta înseamnă trezvia creștină. Deci cunoașterea de sine începe prin această trezvie. Aici sunt, Doamne, vezi ce poți face cu mine. Cum te detașezi de cele lumești, de tine, cum vezi esența lucrurilor? Lucrurile n-au esență. Terminologia nu mi se pare foarte fericită. Nu, lucrurile sunt lucruri. De-aia nu pot să zice. Îmi iubesc cârpătorul. L-am primit de la bunica și am mai vlagă la cârpător de rugul. Tot toci pe el. Că nu pot spune fund de lemn în biserică, că sună prost. Tot toci pe el. Vine de lemn. Cârpătorul nu se folosește pentru închinare. Da? Vreau să alegeți, să înțelegeți bine. Esența din lucru este modul în care Dumnezeu a pus lucrul la îndemâna noastră. Asta e singurul lucru care merită să dăm atenție. Lucrez la o firmă de pariuri sportive. Este păcat? N-ați jucat fotbal? Sau dacă jucați fotbal, să nu cumva să mai lucrați acolo, că e delict deja, e penal. Da? Mă gândesc că eu îmi câștig banii din nenorocirea altora. Nu. Speculați pe o slăbiciune a lor.
Măcar aveți conștiință și vă mulțumesc pentru mărturia asta. Pentru că unii vând alcool și cred că fac bine țării. Nu? V-ați gândit vreodată din ce facem noi banii la PIB? La să ne plătim bugetarii din vânzarea de alcool? Din tot felul de lucruri duhovnicești. Amenzi, vânzare de arme. Vânzare de bomboane. Da? Deci avem un mod de a, de a strigă banii după noi și urlă din zidirile noastre. Că nu sunt bani cinstiți sau curați. Eu zic că e momentul să vă căutați ceva mai serios de lucru. Am un verișor dependent de jocuri pe calculator. Cum îl pot ajuta? Nu prea pot. Să știți că eu sunt într-o mare dilemă de vreo 3-4 ani. Oamenii care depind de jocul de calculator trebuie scoși efectiv din priză. Cineva talentat din familie sau cineva pe care aveți încredere trebuie să stea de vorbă cu el, să explice mecanismul. Dar în principiu ei nu prea stau de vorbă cu nimeni că le pierd next level. Am văzut oameni murind în chestia asta în urmă cu ceva ani în Puști, dintr-un oraș din nordul țării, care avea sandwich-ul montat acolo cam unde sunt florile, atent să nu piardă rândul la un joc. N-a mâncat o zi, n-a mâncat două, ei erau plecați la o nuntă și Puștiu l-au descoperit mort cu mâna întinsă către sandwich. N-a mai avut puterea nici să-și tragă sandwich-ul către el. Nu-i glumă, din nefericire nu-i glumă. Sunt boli care trebuie tratate ca atare. Asta este realmente o boală. Gândiți-vă ce înseamnă neurologic. Tot flash-ul ăla și toată încărcarea cerebrală și vă veți nămâni. Că noi de obicei avem grijă să închidem geamul. Suntem singurul popor care s-a suferit de trasul curentului. Numai România ești bolnav de trasul curentului. Dar la calculatoare ne-am dorit toți, iPhone, toți. Nu? Îi vedem pe ăștia cum omoară pe stradă, uitându-se la celular. Dar toți ne-am dorit să avem. Gândiți-vă acum, fără autostrăzi murim. Pe autostrăzi ce să facem? Acolo trebuie și mai multă pertinență, și mai multă rigoare în ceea ce faci. Chiar nu există dacă nu folosim Facebook. Nu, eu exist. Mi-am închis, sunt așa de bucuros. Mi l-am închis de vreo lună și spunea că nu se rezistă. Mi-a spus că nu mă cunosc. Eu mă cunosc. Cum trebuie să țină un copil de 10 ani post? Zâmbind și când nu se dată să ne animeam mai puțin. Da. Și poate să facă și plătită cu ăla. Copilul e în sală, da. Mă aude? Mă aude. Păi ăștia mici aud mai repede ca mai. Un copil trebuie să țină post la 10 ani cu ajutor din partea părinților. Sigur că ciocolata nu e de post. Dar asta nu știe nimeni în afară de părinte. Copilul trebuie ajutat să postească cu bucurie. Și duhovnicul, care e un duhovnic bun, îl face pe copil să se bucure de postit, că îl împărtășește fiecare duminică. Deci dacă vrei să postești bine, vii la părintele și în fiecare duminică ia trupul și sângele lui Hristos, cel care te și ajută să postești. Și când mergi cu sandwich-ul la școală și vezi pe colegul tău de bancă, pe neale ce mânca rupe și bate sandwich și dă-i, că nu o să te certe mama, sper. Da? Și dacă ai un măr de-aia pe jumătate și dă-i ăla la care mea, chiar dacă miroase urât și chiar dacă cel mai rău din plasă, du-te și dă-i jumătate de măr. Bine? Că Hristos are nevoie de oameni, nu de postitori împăiați. Am avut multe dezamăgiri în viață. Mi-am scris un bilet am zis. Există fericire în această viață sau fericirea va exista doar după ce ne mântuim? Să ne lămurim. Fericirea pe care o trăim în viață este o fericire limitată de propria viață. Fericirea pe care o trăim în Împărăția lui Dumnezeu nu mai e limitată de nimic. Deci, eu cred că trăim și fericirea noastră limitată. Vă aduceți aminte ce fericit am fost când a luat steaua cu pacea în Fiumului? Am ieșit pe stradă, domnul, în fracțiuni de secundă. Ce Românie frumoasă era. Ce frumoși am fost în decembrie 89. Și ce triști și ce alterați se fetește să ne acum. Ce ziceți dacă ni s-ar cere să ieșim iarăși pe stradă să luptăm pentru idealurile noastre în față? Nu, pentru că am transformat ieșitul în stradă într-un soi de... Aici este marea greșeală. Când transformi în terchea verde, toate întâlnirile, pierzi din esența lucrurilor. Știți ce m-a impresionat foarte tare? Un părinte pe care îl cunosc foarte bine și care de la începutul crizelor majore legate de justiție a fost judecător la viață. De la începutul acestor probleme majore din România a postit în continuu. Este singurul meu mod de a-mi ajuta țara. Și e fericit. Un om care e fericit că își ajută țara. Poți să faci dragoste în post? Încercați, dacă vă iese. Care aveți cu cine, vă doresc succes.
Vorbim de dragoste, nu de altele, da? Sper că nu vă referiți la sex acum. Puteți face dragoste când vreți, că dar nu stă popa cu mitraliera la capul patului. Numai proștii ăștia de la televiziune ne cred că noi acum trecem cu taburile prin cartea și spune care v-ați culcat, vă împușcăm cu un glonț. Nu v-ați culcat cu două glonțe. Deci vine preotul în casă să vadă dacă vă puneți lapte în cafea sau nu. Ăsta-s prostii. E propria noastră conștiință. Ia vedeți. Se consideră păcat dacă îți faci plăcere singur. Da. Da, pentru că se cheamă abuz în serviciu. Organul meu trebuie să poți să plăcească în serviciu. Când îl abuzezi, cum îmi dau seama că persoana de lângă mine este persoana potrivită pentru a lega o prietenie serioasă? Eu mă uit la părintele, să rămân la părintele, ne știm de ceva cu bune și rele, mai ales părintele pe mine cu alea mele. Deci, mă uit la Stelica, a, pe Stelica și de când era copil. Deci suntem pe calea cea bună. Nu din privit ne găsim prieteni. Vă rog să evitați să credeți că mai avem prieteni. Începeți să ne spune că nu aveți prieteni pe nimeni, decât pe Iisus. Când ai prieteni pe Mântuitorul, toți ceilalți îți devin prieteni pe grile diferite. Da? Și ce impresionant e când îți vine băiatul, că fiul meu e în anul 3 la teologie, asta să o știi pe aia care cred că n-ai voie să-ți ții copiii pe o facultate, parcă facultatea mea e facultatea bisericii și asta. Dar e impresionant să-l vezi că vine cu o notă mare în acasă. Sau să-ți vezi fetița că se împlinește idealul tău pedagogic. E impresionant. Ei sunt prieteni de mine. Am și sfinți care sunt prieteni, vorbesc cu ei toată ziua, vreo câțiva. Acum m-am o prietenitare cu Sfântul Ioan Iacob Ozevit, martor, primor. Vreau să învățați să vă găsiți prietenii. Prietenii nu se aleg la trăsneală. Și să știți că sunt sfinți cu care poți să stai și la un pahar de vin. Parol de noi. Unul din ei a 40 de mucenici în asta. Nu vezi de 40 de pahare cu unul. Da? Deci nu există dragoste să n-aibă ecou într-un prieten. Dar să fie dragoste, nu mărșărie. Vin la biserică de uneori și aud mereu vorbindu-mi despre acceptare, supunere, înțelegere, dar în același timp mă întreb dacă totul e așa frumos și bine, ce vorbesc, de ce nu pun în practică. Că nu este cură mare, nici Domnul nu este, vă bădați. Avem și noi piesele noastre stricate. Dar măcar vă spun ce aveți de făcut. E ca polițistul la care stă pe marginea străzii cu radarul, nu înseamnă că nu calcă și e 70 prin oraș, nu avem pardon. Dar când te-a prins, te ars, pentru că el de meserie e băiatul care deprinde. Și uneori te scapă, toate te scapă. Știți că toată lumea înjură pe cei de la poliția rutieră până când au un accident și văd creierii celor de stă jos și băiatul ăla cu tricoul galben vine să rezolve problema. Știți? Deci vreau să înțelegeți bine. În biserică veți auzi ceea ce aveți de făcut. Nu-i musai ca ăștia, antreprenorii de pompe funebre, cum ne crede lumea, să și aplice tu totul, că nu ne iese nici nouă. Dar măcar încercăm. Nu lăsați fără încercare niciun cuvânt care vă este bun. Am două fete mici încă. Cum aș putea să le duc să învăț să nu facă nicio întrerupere de sarcină? Doamne, lasă-le că sunt prea mici. Alu, matale vată să facă tocană, să-și spele cerapii. Bine, lasă-le să se macheze din când în când. Nu fii fiar apocaliptică cu ele. Bun, direct la întreruperea de sarcină. Ghetele de ele au ieșit din bancă. Vai, și cum am putea să-mi conving al treilea bărbat, în bărbatul să facem al treilea copil? Doamne, asta e chiar treaba dumneavoastră, nu mă putem vorba. La biserică, chiar avem, nu putem merge atât de departe. Dar sunt convins că aveți suficient de mult tact cât să-l convingeți. Bărbații nu sunt greu de convins. Nu. Bărbații nu sunt greu de convins. Dar dacă e mințit. Deci stați cu minte, rugați-vă și povestiți. Iar fetele, lăsați-le în pace, sunt copii. Un pacient cu accident vascular, care acum este în recuperare, poate lua gheaza normală tot timpul, dacă am putea să dăm venea, dar nu putem, Doamne, venește. Voimicul a spus că poate lua chiar dacă ajunge, că poate lua doar dacă ajunge. Doamnă, se transmiteți duhovnicului salutările noastre. Bine. Un bănuaf cu AVC este, Domn, un pas în lumea a gheazmei mari. Acolo unde toată apa există în rai, toată apa nu mai este în rai. Ai impresia că duhovnicul se oftică, că mai trebuie să păstăze niște reguli. Părerea mea personală, poate că greșește, dacă greșește, nu. Dar părerea mea personală, că nici nu se pune problema să nu facă la gheazmei. Are răbdarea limită, da.
răbdarea femeii este limitată de răbdarea bărbatului. Care e limita prostiei? Ide. Cum să facem să atragem adolescenții mai mult la biserică, fără să zică, e greu, nu o să putem monta niște, cum se cheamă, niște... Nu, nu avem ce monta în biserică, să-i putem atrage, nu putem să facem scripteze, să se schimbe. Deci, în afară de Maria, e ceva că nu avem altă scripteze în sinaxagra. Dar nu avem ce să le facem, ce să facem. Am încercat cu Ito o să le arătăm că știu să cântăm și compact B. A transmis Trinita să compact B, să rășine toți acolo. Dar eu sunt conștient că biserica a făcut pași foarte mari către tine. Problema e că tine nu știu să fac pași spre nimic. Nici spre școală, nici spre familie. Sunt lăcămițiți. Și lăcămițiți pentru că tot timpul le oferim, știți, e ca la calculator, că le dai gramă pe comenzi, se blochează. Așa și tine. E un pic blocați gramă pe comenzi. Dar nu vă temeți că vin tine. Cum ne împărțim între familie și carieră? Avem nici familie. Cariera se termină, familia nevărerea. Și la carieră te-a trebuit de lucruri creștere, așa că a zis că nici nu sunt numiți politici în carieră, nu sunt nici unii. Dar dacă vine unul și marchează greșit și va lovi, tot la familie trebuie să mergeți. Golful salvării cariere este familie. Cariera nu salvează familie, dar familia salvează pentru cariera. Vă doresc succes. Bine? De ce să învățesc căciuria până la căsătorie? Ce să faci cu ea? Să crepi, să dai la câini și să dai? Ține-o la faptul. Căciuria mea, când prindeți căciuria, să întrebați de ce. E absurd. Cum se face o nuntă creștină? Ar mai fi o soluție. În urmă cu câțiva ani predam la un liceu și le povesteam că ele care aveau copii, fetele, ele se lași din casă, dar băieții, mai gândiți. Mai e de copii ce-și mai avea. Mi-a spus atunci, a zis, băi, știi care-i treaba, că? Voi acum vă consumați lucrurile astea, dar nu le zic, că se mă dat până la urmă. Și la un moment dat vine, bă, cum o spălare cu un salariu roșu, cu o carieră de 8 milioane euro net pe lună, un tip de ăsta beton, așa frumușel, inteligent, și îți cereau singur lucru, pe care nu mai ai că îi le-ai dat lui ăla, fraierul ăla care te-a prins. Și atunci, voi părinte, voi părinte, lucruri cu adevărat importante cresc în contexte importante. Cum se face nunta creștină? Bărbat cu femeie. Cum să facem o nuntă creștină? Există o limită. Dacă ai sigur că e bine să nu se beacă, să nu se joace, dar să știți că dacă unul nu joacă, nu înseamnă că nu-i joacă dragă, știi? Sunt câțiva care, dar unul la nuntă nu s-a bobă. Bine. Și el e divorțat. Adică nunta îi privește pe unii. Vreau să înțelegeți linia asta, să transmiteți tinerilor de familie că biserica îi așteaptă pe ei la biserică. Nu naști, nu neamuri, nu pilele, nu relații. Câte unul, era o doamnă, venea mea să mă bată într-o zi, că i-am grăbit fata la mărita. Mai aveau 3 ani până să ocupă o sală pe care vroiau ei să facă nunta, aveau, vroiau roche cu perle răsucite și cu și. Nunta nu-i sindrofie de păcat. Nunta este împlinirea iubirii în celălalt. Și mi-a spus cu oameni. Vrei să-ți mărim fata mireasă sau curvă, ca să ne lăbrim? Vai, curvă! Că atunci ce-mi spui pe noi? Crezi că aia 3 ani de zile va sta cu asta să bea ceai în fiecare zi? S-a mai și mutat cu ea. Că e o modă, că se mută împreună și sigur mănâncă numai cu prin Brașoveni și ceai. Să fim serioși. Să fim serioși. Cum știu care se vără Dumnezeu în viața mea? Dacă ne întrebați, vă spune. Dar întrebați-l așa, ușurel, nu luați sală. Dumnezeu, de care-i treaba așa cu șurel, că nu răspunde la strâns de gând. Am întrebat și mi-a zis că nu-i treaba. Părinte, cum putem ajuta o femeie săracă în cunoștință datorită unui diagnostic de retar mental să ajungă la Sfânta Împărtășanie? Păi, a să vă învățesc o poveste. Sora mea este învățătoare de profesie și de vocație. Prima ei clasă a avut întâlnirea de câțiva ani buni de nu știu, mai zic exact sunt că mi se face mie rău. Eu îi cunosc că era un bani cu copiii ăștia. Acum ajung sobri bărbați și distinse doamne. Mulți dintre ei, oameni foarte așezați.
Și la un moment dat, între ei se strecoară la masa de întâlnire una dintre fete care a intrat în clasa lor, în clasa a doua, după ce căzuse de pe scară în cap și avea un retard datorită acestui șoc, dar care, datorită prezenței de spirit a sorei mele și a colegialității colegilor săi, a terminat 8 clase, ba chiar 10 clase, și cu efortul tuturor celor din jur, a avansat cât a putut ea. Când i s-a terminat clasa a 10-a, când era pe vremea aceea de la 3-a pe 2-a, s-a odihnit și a luat un loc de muncă și 5 copiare. Ceilalți au câte unul. Au unul că n-au putut face jumate. Dar unul, sigur că sunt oameni cu case, cu detalii, asta era 5 copii și n-avea dinții în gură. Să-i vedeau ăștia să mă. Dar, la întâlnire a venit cu o cutie de bomboane și cu flori pentru Doamna. Ăștia și-au dat poate unul la altul, ce facem, hai să ajutăm, dar... Și una că au spus niște bănuți și au zis, soră, zice, Doamna, dați-vă dumneavoastră către a mea, n-are pe nimic. Și am zis, soră, mi-abia acum clasa ta, a terminat clasa ta. S-a dovedit că e învățat bine. Vreau să vă spun că niciodată, în nicio situație, persoanele care au un retard mental, dovedit medical și care nu ține de evoluțele, nu au probleme cu tot așa. Eu am slujit din câteva luni până într-un spital psihiatric. M-am simțit mai în siguranță decât în multe întâlniri din oraș. Nu mai spun că într-o vreme, de când înlocuiam la Torcen, pe preotul de acolo, directoarea Spitalului de Psihiatrie cu bol dragă m-a rugat frumos să mă duc să le dau măcar anahură celor bolnavi de acolo în Sâmbăta Mare. Am sfințit special niște coșuri pentru ei și m-am dus. Cel mai tare tatăl nostru pe care am auzit vreodată în viața mea l-au rostit oamenii. Disperați după Dumnezeu. Noi plichisim, tatăl ăsta și ce zicea, spune, Doamne, pără că vreau, 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 vreau. Dacă ne-ar prinde radarul în biserică, jumătate din noi rămâne fără carne de creștini. Ăia, exact ca Ștefan Iordache, e în cel mai iubit dintre pământeni. Tatăl nostru! Știți cum strigau? Deci mi-a căzut sufletul. M-am rușinat eu de ei. La sfârșit, sigur că s-au înghiontit, dar au mâncat pâine toți cei de acolo, care erau extrem de bolnavi, extrem de bolnavi. Toți s-au așezat să-i fi văzut. Oameni pe care nu-i puteau ține câteodată 2-3 asistenți. Stăteau cu minți pe bănci și mâncau pâinea lui Dumnezeu. Deci aduceți-vă că eu bănuiesc că sunt destui oameni să vă ajută la oameni. În familia mea, doi copii, băieți de 49, cu doi părinți ce nu comunică destul de armonios cu ei și cu ei. Da. Locuiți în București, că zic, fulmi, să puteți face mai mult. Către ce să-și îndrepte atenția mama în educația copilului? Povestiți cu băieți, oricum arăsați un pic că ne-ați marsupiat cu totul. Nu-i sufocați. Știți că în pilda întoarcerii fiului risipitor, imaginea asta a tatălui ar trebui să ne pună pe gânduri. Mama lipsește din pildă. Lipsește. Elementul maternal lipsește din pildă. Dar uitați-vă la tatăl. Tatăl este primul om care te ia în serios când te naște. Mama e în suferință, medicul și-a făcut datorie, asistenta bate din palme, tot neamul se pilește, dar tata trebuie să fie treaz. Trezvia familiei. Primul om care te ia în serios. O chichineață de carne acolo, mai și faci pe tine de vreo câteva ori. Deci vă rog frumos, nu vă creșteți pe copiii singuri când aveți de voi bărbat sau soție. Puneți-vă împreună, mama nu trebuie să facă nimic din ceea ce nu i-ar crește copiii. Care este părerea noastră despre preoții clar văzători? Nu știu că eu am ochelari, sunt în progresie, mi-a făcut niște ochelari în progresie. Părinții care sunt clar văzători, dacă sunt clar văzători, nici nu știu. Ei au învățat că gura clar văzătorului se închide mai repede decât ochii. Hristos este în noi sau în exteriorul nostru? Depinde. Și în noi și în exterior. Nu în spate. Este ea de o formă de existență pământeană, uneori da. Dacă iadul este celălalt, ca să o citim pe Dostoevski, înseamnă că uneori poate să fie. În blocul 3, uneori iadul. Aduceți-vă aminte cum vă vorbiți. Pe tipul de la 13, tipa de la 22, aia de la etajul 4, noi nu mai știm pe nume. Unde nu e nume, nu-i pomenire. Unde nu-i pomenire, e iadul. Este iadul o formă de existență virtuală după trecerea în neființă. Noi nu trecem în neființă. Spateți-vă șurubelul din cap. În neființă nici dracul nu trece, că și-o are treabă. Dumnezeu, când ne-a dus de la neființă la ființă, a dovedit că nu mai putem trece de la ființă la neființă, că altfel n-ar mai fi Dumnezeu. Da? Dumnezeu, da, așa, Domnul, așa. Mai bine, mai bine.
Acolo mă lăuda. Iar mă simt eu. Care sunt păcatele care opresc în mod categoric o persoană de la Sfântul Împărtășanie? Toate păcatele nepocăite. Știți, a venit odată la mine cineva și mi-a povestit ce viață tumultoasă ducea și o întreb, mă pune bâzul, o întreb și îți pare rău. Nu, părinte, așa bine a fost. Nu. Dezleagă. Deci cele mai grele păcate sunt cele pe care nu le păcăim. Aia că l-a întrebat pe părinte, părinte, tău, zice, prostia e un păcat, nu drogă, prostia e un notar. Nu fiți necăjiți. Da? Dacă un băiat nu a primit iubire din partea mamei, el ierfuză să o ierte, pedepsește femeile din viața lui doar că nu uită în iubirea mamei și asta cu... Era Freud, nu l-am văzut pe explicat. Părinte, să băgați un Freud, un Adler, ceva. Să știți că ne-am îmbucsit de psihoterapie. Nu-i chiar așa. Nu? De exemplu, Sfântul Ioan Hozebitul, că tot v-am spus eu cât de fain e omul, în 1914 moare mama și în 1916 moare tata, rămâne cu bunica. Până în 24. Când îl trăia un unchiul Alecu, care era proaspăt căsătorit și aia nu prea l-a iubit pe bietul Ioan. Nimic din ceea ce a făcut Sfântul Ioan. N-a vădit că n-a avut părinți și că l-a urât unchiul Alecu. Terminează. Astea sunt din alte cărți. Sunt zeci de bărbați care n-au avut parte de iubirea lor și-și pus soția și copiii tocmai ca să echilibreze. A iubi o visă de bun simț. O ai sau nu ai? Cum poți să scapi de timiditate? Nu puteți. Slavă Domnului, să știți, lumea va pieri când fecioarele nu vor mai roșii. Stați timid. E mai bine așa. Minți. Să vedeți timiditate pe preoți la liturghie. Când ne vedeți de bățoși, când ajungi la luați mâncați, te intimidezi cu tot. Un preot care nu se intimidează la luați mâncați, nu are ce tot la luați. Cum se cunună cu cei care... Cum să se cunune cei care trăiesc din concubinaj? Repede. Repede. Da? Cu condiția să nu fie căsătoriți în altă echipă și să joace la dublu. Cum sfătuim despre spovedanie pe cei care nu s-au spovedit niciodată? Nu-i sfătuiți. Nu-i sfătuiți. Ferească dovediți-le că vă spovediți. Să vadă ei dumneavoastră bunul simț câștigat din spovedanie. Eu credeam cu mine, părintele noastră, nu mergeți în nicie să vorbiți despre spovedanie. Nu. Dar ei știu ce fac de meserie. Nu te uiți la popă și crezi că îți schimbă pielea manivelă la mașină. Nu. Știi că ăsta și spovedește în timpul liber, că mai are. Cum să sfătuim pe cei ce cred în aure și reîncarnare? Ăștia cu aurele, noi și noi mai credem în aură câteodată, chiar credem. Da? Dacă vă uitați că, da. Ăștia cu reîncarnarea, să știți că avem o problemă majoră, pentru că nu prea înțelegem. Este acolo o tocană de informații și ne spun nouă că este prescură. Nu intrați în dialog cu oamenii care n-au logică în ceea ce spun, că nu vă vor crede niciodată. Pentru mine s-a limpezit lucru, nici nu rugați-vă mai mult, pomeniți-i cu drag și zâmbiți, că n-avă ce să facă. Omul bolnav trebuie să zâmbești. Da. Grijă la ceacră când zâmbiți, să nu se blocheze. Da? Mă uit la ei că vin cu niște elucubrații mai mari decât ei. Anii 90 erau și mai. Era un medic la Sibiu care scria o carte de ce Biblia este neagră. Și am făcut recenzia și am zis, domnule doctor, Biblia are culoarea sufletului care o citește. Asta e toată problema. Nu, nici nu. M-a întrebat un prieten, nu crezi are canale? Bă, nu. Cum? Că zice ăla, mi-a dat niște nume de la Șilita, Chisilita, zic, bă, neamul meu e pe Pișaua. Numai la Buda vă stătă cu capul, bă, frate. Îs câteva neamuri Buda în Maramureș, dar nu m-au legătură cu băiatul ăsta care a murit de stoc facial de la Mântărită. Dar s-a murit pe față de diabetes, da. Cu tot respectul pentru ei, treaba lor să cadă în ce vor. Dar nu, mă, nu spune mie că acolo e adevărul și la Hristos săracul, care poartă în spate păcatele lui, nu e adevărul. Există migranți economici. A, terminologia mea este cunoscută. Oarecum, prin niște studii de la jurnalele economice, sigur că există migranți economici. Toți în București sunt migranți economici. Oricât n-ar vrea să spun asta. Doar bucureștenii, cât ori mai fi, nu sunt migranți economici, pentru că ea i-a dat afară pe toți. Pe toți. De în București. Dar dacă nu, mai suportă. Stresați de toți. Dar în rest toți. Comunele, lăturalnice,
Eu am fost migrant economic când am făcut armata la Hereș-Hotare. Vedeam o dată pe lună, luam cutiile de carne de la depozitul armate și plecam înapoi în Unitate. Aveam o migrație redusă. Iar acum avem migrație economică, jumătate de populație, nu 20.000 de români au plecat în Canada. Au alcătuit, probabil, nu, au plecat Făgărașul din România. Și avem o plecare de 200.000 de oameni pe an. Buzău, pa! Da, ați înțeles? Sunt. E o realitate, dar nu cred că... Care e poziția noastră corectă față de ei? Păi respectul că... Așa cum dumneavoastră ați venit, știți, la Brașov e simpatică, eu sunt brașovean de fel și prin 56-60 când s-a dezvoltat Steagul Roșu și a venit moldovenii de la Botoșan și pe partea aceea, băi, frate, nu puteai sta în oraș în povestea ei. Pe bune, era greu. E greu. După vreo 20 de ani se ridice ăla că sunt moldovean. Vai, din mine și din mine. Ce-a brașovean, dragă. Așa sunt mulți care nu. Aveam un prieten care spunea, băi, zice, eu sunt din București. Și unde stai? Dincolo de Pantelimon, știu cum e. Adică sunt zone și zone, dar toată lumea are locul dreptul pe pământ, să nu-i făcut pe mine. Sunt tineri care lucrează în străinătate și nu merg la biserică. Nu. Sunt și bătrâni care lucrează în străinătate și nu merg la biserică. Sunt și bătrâni care stau acasă și nu merg la biserică. Și uite așa, sunt. Unii merg, unii nu merg. Se scuză că nu au unde să găsească biserică ortodoxă. Și asta e drept. În Franța și Anglia, tinerii nu fac unia religioasă și nici nu mai votează copiii. Ce putem face să-i salvăm pe acești tineri? Doamne, dezvoltarea bisericii ortodoxe în diaspora e mai tare ca în București. Credeți-mă, pare o genă. Cine vrea să găsească pe Hristos, n-are nevoie de sprijinul nostru. Sunt niște lene și de convine, așa. Se vede că, în general, românii au plecat peste votare ca să dea peste Domnul cel mort și inviat și să se pocăiască în Anglia de păcate. Nu s-au dus să facă bani. Ne-am bucurat când au plecat să facă bani, acum se comportă ca niște oameni care fac bani. Ne rugăm să vadă și printre bani, să-l vadă și pe Hristos. Cum putem îndrepta pe aia? Fiindcă s-au adunat foarte multe întrebări și bine, te oprim luarea biletelor ca să le putem epuiza pe acestea. Mulțumim. Asta epuizăm vorbitorul. Cum putem îndrepta pe fiii noștri către credință, post și participarea lor la viață la Sfânta Liturghie? Să știți că nu am soluții. Mi-ar face să vă dau o rețetă, să vă spun două bucăți de tămâie băgate în aghiază în mare, băută seara înainte de culcare. Ați face-o pe cuvânt. Dacă aș ști că așa vă luați copiii, ați face-o. Nu, copiii trebuie să vadă în părinții lor biserica. Dacă copiii nu văd în părinții lor biserica, mă uitați să vă spun. Da? Cu făcălețul moldav, murdar de tocăriță dat în capul cuiva, nu îndreptați că e biserică. Nu merg. Plus că, gândiți-vă, noi avem pe copii la școală, la școală vreo 6-7 ore pe zi, în mediul școlar, și îi țineți acasă vreo 2 ore. În alea 2 ore nu puteți strica, îndrepta ce se strică în alea 7 ore. De-aia, prezența liturgică a bisericii în România trebuie sprijinită de toți cei care educă copiii spre liturgic, nu doar pe familie. Am o vârstă de 46 de ani, de copii valeri de vreo Iona, a luat-o pe băiatul, a luat-o pe calea cea rea. Joacă la jocul de noroc. Ia bani, împrumut și din casă. Duce, da, e un om bunăr. Să țineți minte, este o formă de dependență care poate fi tratată doar în centre specializate. Din nefericire, România nu am cultivat suficient de mult ideea că nu putem face. Veneau la mine, veneau bărbatul sau copilul, era tânărul dependent de droguri și spunea să citesc o dezlegare. Nu este dezlegare de droguri. Există muncă în favoarea acelui drogat ca să se înțeleagă pe sine. Așa și cu copilul dumneavoastră. E mai lungă povestea, dar o să pomenesc mai bine, îl păstrez și pomenesc decât să mai citesc. Cum să ajungă tatăl meu să se lasă de alcool? Depinde de vârstă, depinde de mediu, depinde de timp, depinde de cât sunteți dispus să cheltuiți, depinde cu cine vreți să vorbiți, depinde. Nu există un răspuns simplu la întrebarea asta. Și oricum, pupații, iubiții, tata care bea nu e mai prejos decât de tata care își crește copiii colegi. Tata e tata, nefericit. Din fericire nu mi-e alegeri. Există ca tata și se manifestă. Eu aveam o domnișoară care, bă, îl făcea pe taică sub proapea de porci. Ce cum să te lasă de bol? Păi și el spune, cum să te lasă dacă tu pui presiune pe el? Măcar unul din casă trebuie să stea aliat. Fără a-i turna. Dar de pupăcit poate fi pupăcit. De ce nu am parte de un prieten? V-a ferit Dumnezeu. Sunt momente în viață în care o să dați slavă Domnului când aveți prieten. Părinte, sunt unele cântece, poezii, scrierea aparținând unor autori neortodoxi, de pildă Costache Ioanid, Richard Cumbrand,
pe care le ascult, citesc cu drag, cred să greșesc. Mie îmi place Shakespeare. Foarte mult. A apărut o ediție nouă la sonetele de Shakespeare, la Intraca. Ieri vă rog să o citiți. Și Shakespeare, pe bune, nu e ortodox. Da? Cultura nu se face numai din ceea ce numim noi a fi ortodoxie. Da? Cultura se face din tot ceea ce înseamnă trăirea celorlalți, bucuria celorlalți de a rosti și de a vorbi. De 2 ani încerc să mă angajez cu ajutorul acatistului Sfântului Nectarie și nu reușesc să trec de partea interviului din cauza pilelor. Ce să fac? Schimbați acatistul. Nu-l mai chiniți pe Gheorghe Sfântului, care e nouă oameni. În România, conform legii, angajarea se face pe vată de curicul în vite. Când intervin pilele, înseamnă că nu e angajarea, ci e capcană. Căutați ceva mai pe măsură, unde să simțiți cu adevărat. Și după aceea faceți acatist să-i mulțumiți Sfântul Nectarie. Bine? Nu, nu-l forțați pe Sfântul Nectarie, că nu poate nici el poate. Nu am luat la facultatea la care mi-am dorit. Slavă Domnului! Eu sunt un ratat, eu trebuia să fac aseu. M-a trimis mama să fac aseu. Mamă, ce ieșea din mine. Ce ministru actual al finanțelor? Am fost foarte supărat atunci. Făceam aseu în dorința de a fi jurnalist. Abia de un timp sunt jurnalist cu acte în regulă. Și m-a rămânat 30 de ani să ajung unde credeam că ajung ușor. Dar mi-e mai bine că am ajuns greu. Pe bune, merită toate eșecurile. Slăbite să fie toate eșecurile dacă te duc la adevăr. Cine știe ce prostie îți doreai? S-a cercetat în domeniul managementului internațional al conflictelor. Pe bune? E mai drept pe studenții teologi. Și mă, tu pensor, da. Și unde mergi? Îmi dau eu câte un titlu de ăsta noroios și gândial. Vine o cică, dar tu i-ai spus asta unde mergi? Nu, părinte, dar ea ce face? Ea este managementul contabilității transfrontaliere. Când satul ăla fără budă, bă, mai mare dragul, bă. Aia o să leșine când o să vadă cum intră tocul așa în asfalt, care asfaltul de 2 metri este. Noroiul e până în capăt. Nu, sunt lucruri în viață care merită să le ratăm. Binecuvântată fie ratarea, revin. O fetiță în vârstă de 7 ani întreabă dacă e bine ca mamele să-și bată copiii. Nu. Iar ea când va fi mamă, să fie o mamă mai atentă. O fetiță, indiferent de vârstă, dacă întreabă asta, înseamnă că mama trebuie să fie mai atentă la tine. Ce poate face o mamă care vede urmă de răutate în copilul ei? Să o pupe, Domnul. Copilul se vindecă pe pupăcitul, Domnul. Nu cu teoria, cu Google-ul, cu pastile. Una și-a dus copilul săraca la medic. Pentru că fetița se uita la un desen animat și plângea. Îi plăcea un personaj și când se încheia personajul și pleca, plângea pe ștaica de rupea lor. Părinte, e nebună, ce boală! Zice, tu ești nebună că nu-i scos din priză televizorul. Voi, părinte, ce-mi spune? Și atunci am zis o poveste. Există o carte scrisă de un iranian. De o iraniană, de fapt. Care povestește că într-o pușcărie mare din Iran, la un moment dat, unchiul fetei care a scris cartea, intră în contact cu un mare filozof iranian, mare autor de jurnale, scriitor, mâna lor, dar care, fiind arestat, împreună cu el în aceeași pușcărie politică, pe bune politică, nu ca la ai noștri care se plâng, că sunt prins politici că au furat bani, da? Deci altă mâncare de pește. Și s-au pus acolo și au spus, îl vedea pe ăsta în fiecare zi, om inteligent, cu facultăți, decan, rector, ce tipul ăsta. Îl vedea în fiecare zi de la 8 la 8.42, că nu mișca de la desene animate de la televizor. Se uita topit la televizor, la desene animate. Ăsta n-a zis nimic, după un an și-au câștigat încredere în altul și la toată, ce, domnule, eu prima dată nu te-am întrebat dacă am dai voi să te întrebi, dar de ce stai de netopit acolo? Păi ești dita mai om, o somitate, ești un om de cultură. Ce trebuie să-ți spun? Știi că între personajele de acolo este și un duh de ăsta care iese dintr-o sticluță. Nu era chiar Aladin, dar pe acolo. Ce da? Ce vocea respectivului duh e vocea soției mele care e actriță. Câte vreme ea apare în desenele la animat, înseamnă că e bine acasă. Copiii, când văd un personaj care emoționează, înseamnă că le astupă un gol din inima lor. E bine să serbezi ziua în post? Ziua, da, dar nu și noaptea, da? Deci, puteți să faci ce vreți în post. Da, puteți să o sărbați cu mâncare de post, cu muzică de post, care o fie aia, nu știu. Dacă pică tot timpul un post, ce faceți? Nu vă mai sărbați ziua? Nu vă mai sărbați. Sărbați-o. Cum facem noi cu Sfântul Gheorghe? Pentru că ziua lui pică în post, o sărbăm după aia.
Ar mânca și ghiot în pește, este adevărul, dar nu în săptămână mare. Da? Deci, liniștiți. Puteți să puneți ziua dumneavoastră când vreți. Când e ziua de sărbătorită a unui om? Când ne naștem? Când ne concep ai noștri? Câți ani avem? Anii care avem sau 9 luni mai mult? Ca la chineză, ea totdeauna când se naște copilul, trec pe ea un an. Ei știu bine ce zic. S-au gândit ea 3 luni până să facă 9. Da? Astea sunt așa. Ce e mai important? Bucuria sau interdicția de a petrece? Păi dacă faceți interdicția de a petrece în post, e clar că n-aveți nicio bucurie. Dacă dați bucuria de a constata în post ce important e Dumnezeu, e ok. Ia să vorbiți cu părintele, să spuneți pe tăcute așa și să veniți cu copilul în biserică, știu eu, la ora cotare și toți colegii lui să fie în biserică, să-i cânte la mulți ani și să ciocnească un pahar de suc și să glumească părintele cu ei. Eu mai fac așa la catedrală câteodată. Și mă distrează total. Iar darul cel mai mare pe care îl fac copiilor până la 14 ani este că le invit pe domnișoare în altar. Să crape babele mele. Deci de ziua lor le invit în altar. Și le spun, uite, așa arată darul meu pentru tine, este să te bucuri să vezi altarul. Morălea! Iar apocaliptică. Plit. Pe băieți la fel. Pe băieții invit să stea cu scotei de mânt în altar. Cred că e important să înțelegem că altarul nu e interzis oamenilor. Dar e darul îngerilor. Altă dată veneau copii în școală altele, azi beton. Fotbal n-am jucat, că nu se joacă fotbal în biserică, dar ei ca ei. Alergau, strigau și la mine adunarea ne-am pus turcește și am mâncat prescur în buricul catedralei, să leșine aia. Că mâncau copiii cu o poftă, dar prescura e pită goală, Doamne iată. Și zic, mă, cum e dulce, părinte, n-am mâncat în viața mea așa ceva de bun. Era pită goală, dar dacă i-o dă părintele în casa lui Doamne, Doamne, ia învățați pe copii să vadă așa lucruri. Mai că te-ai mutat la Sibiu, așa-i? Cum a ajutat un adolescent să se lasă de patima fumatului și să vină la biserică? Prietena lui mergând de câțiva ani. Păi vorbesc cu prietena să-i stingă țigara la tine. Nu de tutun mă tem la tine. Nu de tutun mă tem la tine, ci de lipsa de gândire. Mie asta mi-e cea mai mare frică a mea. Nu-i faptul că fumează, că nu, ci faptul că nu gândesc, că iau totul de-a gata și cred că așa e. S-au schimbat un pic clișeele din Veneția. A, nu. Aveam un prieten și zicea, băi, dacă fumează un tânăr, duci la un popo fumător și rezolvă problema. În afară de... E glumă. În afară de căsătorie și mănăstire, există și altă formă de viețuire acceptată de biserică. Văduvia, de exemplu. Da? Orfanatul. Familia monoparentală nu este anulată de biserică, dar este îngrădită într-o oarecare măsură. Dar sunt foarte multe forme, nu celibatul prelungit, că devii țintă de atac pentru alții. Adică atunci când vă gândiți la cum vă trăiți viața, trebuie nu doar să vă gândiți la cum vă trăiți viața, ci și la cum influențați pe ceilalți să-și trăiască viața. Dacă domnișoara la 30 de ani nemăritată intră într-un cadru de întreprindere unde toate celelalte sunt măritate, cu problemele lor și se fâție de două ori către biroul șefului, în fracțiunea de secundă, filmul artistic s-a schimbat și are alt nume. E de pe Hustler, nu e de pe HBO. Da? Deci contează enorm de mult să știi să te ferești, să-i dai celuilalt gânduri urâte. E foarte important să trăiți așa. Cum să ne adunăm la rugăciune când mintea ne zboară aiurea? Tot timpul ne zboară mintea aiurea. Păi dacă am avea un radar, cum e aici așa frumosul candelabru, să avem un radar de la rotor, să vedeți ce zboare deasupra bisericii duminica, v-ați speriat. Toți venim cu gândurile noastre, venim cu grijile noastre. Uneori trebuie să recunoaștem când se apropie părintele de predică, de sfârșit, că se simte când obosește preotul, că din cioasă deja se gândesc, vai de mine, o fi dat drumul la supă, n-am dat drumul la supă, să mă duc mai repede, că e nebunul și vrea să mănânce. Ăla stă în față și, Doamne, dă-i un gând bun, nevestimii, să te ducă mai repede, că mi-o foame, mi-o ținut părintele de mi-s-o strepezi stomac. Fii așa, fiecare în fără lui. Nimeni nu știe în schimb ce gândește preotul. Primul care trebuie să se lasă de gânduri e preotul. El nu are voie să duce la un bun cu frustrări, cu jumătăți de măsură. De-aia când ne invidiază pe te unii, rog să ia și crucea noastră. Nu numai haina noastră. Cum să trăim în bucurie? Cu greutate. Dar credeți că oamenii bucuroși n-au nicio... Eu cei mai bucuroși oameni pe care i-am cunoscut erau oameni care, în mod normal, erau plini de griji și de nevoie. Plini de griji și de nevoie. M-am uitat la Arabii, Țara Sfântă. Ținim, Domnule, să vede că n-au nimic de pierdut. Care e omul bogat? Cine? Ce înseamnă să fii bogat? Omul care nu vrea mai mult decât atât.
Bun. Asta e o bucurie. Cum să ne bucurăm chiar și atunci când suntem triști? Păi nu există o soluție la asta. Veniți la Sfânta Biserică și vă oferim praf de cădeniță cu mirodenii de la cuviosul Pafnutie de Baiteagă. Nu există așa ceva. Cine vă vinde rețete de astea, minte. Dar bucuria se trăiește pe cont propriu, de cele mai multe ori. Și este bucuria adevărată când se împărtășește celorlalți. Și după aceea, după ce le împărtășiți celorlalți, uitați-vă la moaca lor. Și veți mai refuza să împărtășiți și celorlalți. Cum faci comuniune între minte și suflet? Muncind cu mintea în favoarea sufletului. Dați-i minții ce are de voi ca să-și vadă sufletul. Lumea din jur ne învață să ne vedem doar trupul. Știți ca povestea aceea, că alergarea vă slăpește. Alergați zilnic, bă, dacă ai cardiac sărac, mai bine stă acasă. Și iepurele aleargă mult și trăiește 15 ani. Iar broasca testoasă aleargă greu și trăiește 465. Nu există soluție. Există doar efort. Fericirea este în noi sau în exterior? Ne-am mai întrebat odată și v-am zis, așa cum Hristos este și în noi, și în exterior, El e fericirea. De ce simplu răspuns? Traumele copilăriei îți influențează viața de adult dacă nu te vindeci în interior. Cum și de unde primești vindecarea? Din munca cu tine, din mâna lui Dumnezeu. Marele vindecător al interiorului nostru, că ne tot place să interiorizăm de la o vreme, e Iisus. Fără Hristos nu e, mă rog, Tată, Fiul și Duh Sfânt, dacă vezi, de la Dumnezeu, care lucrează prin Duhul Sfânt în interiorul nostru. În fond e singurul laparoscop care poate intra pe suflet, restuită, profinificat. Ne operăm de toate, numai de suflet nu putem. Cum ajungi să te ierți pe tine însuși și pe ceilalți? Păi trebuie să începi de undeva. Vă recomand să începeți cu dumneavoastră. Un om care s-a împăcat cu sine, se poate împăca ușor și pe ceilalți. Cum învăț să iert? Cu greutate. E cea mai grea școală. Și când ți se pare că ai iertat, atunci dai cu muci în casă. Fasole de pot. Atunci dai cu muci în casă. Da? Pentru că nici noi, omul e într-o progresie permanentă. Nu poate înțepe niciun om. Că auziți pe câte unii, eu sunt mântuit. Bă, bune! Ai luat trenul nimerit, biletul corect. Să fim serioși. De ce ne limităm când Dumnezeu este infinit? Avem carne. Dacă vă dezlimitați, nașpa. Dacă viermișorii, așa cum noi, ne dezlimităm câte viermișorii la vecină. Groapa lateral, dreapta, jos. Suntem limitați pentru că trăim în trupul vieții acestea. Slavă Domnului! Vă dați seama cum am arătat toți ca niște borhoturi umblătoare, așa. Deslimitându-ne. Doar aici ne putem dezlimita. Partea din noi care poate gândi nelimitat. Cea care a salvat Aiudul, Piteștiul, Râmnicu Sărat, canalul de aici. Cei care s-au salvat au fost aici. Erau nelimitați. Dovadă, au ieșit știri în latină, franceză, engleză, greacă. Ne facem studii, ne chinuim. Acum au inventat ăștia aparate de învățat repede limba engleză. Ei învățau acolo ca să nu moară. Își făceau exerciții în minții pentru ca sufletul lor să nu se îmbolnăvească. Cum este privită educația financiară din perspectiva bisericii? Cu binecuvântarea. Grijă mare că cel mai mare finanțist pe care stăm în biserică, știm în biserică, e băiatul cu punga. Din perspectiva cine e cel de taină. Cine ține punga, se supără pe cei care cheltuie pentru binele celorlalți. Atenție! Dacă educația financiară este cum să-i fraierești pe oameni ca să le iei banii, nu. E nici educație, nici financiară. În rest, biserica te învață să fii cumpănit. De 2000 de ani, între poruncile bisericii, sunt o grămadă din ele, inclusiv aia cu mormântarea unui aproape. E educație financiară, să știți. Biserica te învață să nu calci pe cadavrul nimănui pentru a ajunge mai departe. Te învață că nu e bine să iei împrumut lucruri pe care nu le poți acoperi cu propria virtute și cu propria ta muncă. Doar avem pilde în Evanghelie. Iar când iei, să nu îngropi. Că cel care ți-a dat își cere mie. Deschideți ochii pe Evanghelie. Asta e ceea ce zice biserica. Și fie vorba între noi, îmi pare foarte rău să răspund, marilor experți în educație financiară, cel mai mare monument de educație financiară pe care biserica l-a dedicat, e și aici, în mare parte. E aici, în mare parte. Îl vedeți. Locuiți într-un monument de educație financiară. Dar mai avem și mai încolo, catedrala aia micuță de a irita pe toți.
în care au văzut numai finanțele, nu și educația financiară a bisericii. Să nu furi, e parte integrantă a educației financiare. Copilul fiind crescut în biserică, am auzit vorbindu-se mult de sărăcie. Mai mult de sărăcie e decât de bogăție. Biserica vorbește de sărăcire de bunăvoie. Nu de sărăcie. Dovadă că dă de mâncare săracilor, nu vorbește cu ei. Iubiți săraci din cartierul nostru, o să facem o conferință despre umplerea burții. Vă rugăm, poftiți în vagoane. La prima stație vom vorbi despre gustul bun al fasolei din ciorba cu ciolanul. Vă rugăm să deschideți gurița, simți. Face așa ceva. Biserica Flământului dă să mânce, semn că are de unde. Când are de unde, cum are. Dar banii schimbă, zice, chiar așa de mult schimbă, se schimbă dacă ai bani. Când o să aveți bani cu adevărat, veți vedea. N-am văzut nici bogat, nici sărac care neatent la Hristos o ducă bine. Punct. Săracul din lene, tot sărac rămâne. Dar bogatul din lene, știți că noi avem bogați din lene. Ăștia cu moșteniri. Care habar n-au pe ce lume trăiesc. Dar e bogat. Să-i vedeți, nu sunt în stare să pună bani lângă bani. Niște doar să cheltuie, nu să dăruiască, nu să primească. Știți cum e? Biserica nu e în favoarea sărăciei, ci sărăcirii de bună voie. De unde știu că planurile mele în această viață sunt și planurile Dumnezeu cu mine? Nu știu. Când jucam noi aia, ascunse așa, scriam cifrele, nu? Nu-i țuma pe țăr orașa, pe mulți biserica. E pe șoptite, e pe cifre, e pe tăcute. Noi nu știm mare lucru. Știți de ce nu știm care e planul lui Dumnezeu? Că nici măcar nu le întrebăm. Ne credem că noi ținem cheia propriei noastre vieți. Și cum să fac eu sau mai multă încredere în mine ca să făptuiesc ce am în minte? Ferească Dumnezeu să făptuiesc ce am în minte. Ferească. Uitați-vă la primarii noștri. Ce au ei în minte și ce îmi făptuiesc, e liniștitor. Deci, încercați să vă puneți mintea lipită de Dumnezeu. Ca o bulinuță de aia de la școală. Lăsați acolo lipită de Dumnezeu. Și când Dumnezeu vrea să deschid toate porțile dintre noastre. Munciți corect. De ce este considerat păcat cei care joacă în horă Katsuba Furisenii de spățirea de, și de biserica, de biserica ortodoxă? Cei care joacă în horă acum cred că sunt artiștii populari. Noi nu mai jucăm în horă de mult. Noi ascultăm manele. Cred că trebuie să schimbăm canonul la un moment dat. Nu asta arată că cine se zbânțuie nu are sufletul liniștit. Și așa e. E limpede. Cine se zbânțuie nu are sufletul liniștit. Dar asta nu înseamnă că cine se zbânțuie și are sufletul liniștit nu poate să se zbânțuie. Poate. Care sunt cei mai mari jucători de horă din biserică? Pochi. Isaia dănțuiește. Dansăm la botez, dansăm. Să știți că și la mormântare se dansa, dar nu mai ținem noi mintea. Hora este, până la urmă, un joc de un joc popular care a început să dispară de la noi. Noi jucăm singuri acum. Ne-am cam însingurat. Da? Nici măcar nu mai jucăm feciorească, că nu mai avem de unde. Dar, în principiu, e clar că asta este o poziție, nu te zbânțui. Zice, asta să atragem copiii în biserică, uite așa, nezbânțuindu-ne. Știți că s-ar putea într-o lume zbânțuită exact peisajul care nu se mișcă să fie cel care îi atrage pe oameni. Au femeile voie să intre în biserică când sunt la menstruație. Dar cine vă oprește? A făcut părintele cabinet ginecologic la intrare. Ține de dumneavoastră, de igienă proprie. Dacă da, ce ar trebui sau nu ar trebui să facă? Să nu vă împărtășiți în primul rând. Dar stați minte. Pupați mai puțin din coanele. Oricum femeile stau mai în spate și n-aș pupa ăla din dreapta de mână. La ala m-aș abține. Da? Râiașul la roșu. Nu, eu zic, ca să fiți cuminți, trebuie să știi exact ca orice fel de lucru de care, până la urmă, toată lumea spune, Corinte, nu-i mai încurajat să femeia... Dar nu zic femeile că sunt bolnave la menstruație. Nu e adevărat. Femeile sunt maternale la menstruație. În asta dovedesc că vor fi mame. Dar, mă rog, cred că noi avem o mentalitate, oarecum, cum noi suntem prima generație de la oraș, deși nu părem, probabil că păstrăm o parte din lucrurile acestea cu fermitate, ceea ce nu-i poate, ceea ce nu-i rău. E ok. Vă rog să nu intrați cu câini în biserică. Cu tot respectul, da? Mai nou se practică. Dacă vă cumpărați scorpioni, nu aduceți borcanul cu scorpioni la biserică, da?
Și dacă se poate, dacă se poate, când vă cumpărați primul elefant sau tigru, lăsați-mă un pic mai departe de comunități. Cu cormorani. Cu cormorani. Eu am un puști care vine cu ariciul la biserică. Râdem mult, să le fesc. Zic, Doamnă, lăsați ariciul în pace. Este protecție divină. Cumpărăți. Doamne, ariciul ăla care purta mere Sfântului Gherasim. Deci fiți cu minte. Sunt lucruri care se fac și lucruri care nu se fac. Că eu mă întreb un bărbat care a băut până noaptea la 3, coborât pe la toate chefurile și vine la 12 să fie naș la cununie, e mai primit decât o femeie la menstruație? Nu e. Deci fiți cu minte. Sau faptul cu mireasa care vine și de emoție o podidită. Păi ce fac? O doua, păi, draga, vine cu apa, îi face certificat. Vii peste o lună când îți trece bupa. Păi, da. Nu. Biserica, nu vă mai luați după proști. Stați cu minți și ascultați bine biserica, nu bisericașii. Că și asta e o chestie. Deci este bine să punem mai multe, deci este bine să punem mai multe nume copilului. Nu e bine să punem mai multe nume. N-a zis nimeni asta. Și oricum nu Roberto, Gepetto, Alejandro, Giorgio, Cârnăț. Da, deci puneți nume decente, dacă se poate descurge. Nu, nu se pun mai multe nume copilului. În Ardeal era obiceiul să se pună nume latinizate doar pentru a nu fi tradus în limba democrației de la Budapesta. Acum, tot în Ardeal a apărut și ideea de a pune câte două nume copiilor, iar în familiile astea supra-bogate din perioada interbelică se puneau chiar câte 3-4, că deja a apărut în moda cu 3-4 nași. Dacă avea 12 nași, ce Dumnezeu făcea? Că e regiuni în țară, unii se pun și 12 nași. Nu, e un naș, un nume, un Dumnezeu. Este o întrebare din biserică. Da? Ce? În care sunteți întrebat cum trebuie să se poarte om, o persoană, cu părinții socrii. Mama soacră și cu tatăl socrii. E o întrebare. Păi, ca și cu proprii părinți. Că și părinții noștri ne mai greșesc câteodată, da? Da, mai ales că părintele știe. Da? Gândiți-vă la Petru, cum s-a purtat cu soacra lui, până. A dus la Hristos să-l vindece. Da, deci există lucruri pe care trebuie să le faci în virtutea filiației tale, în fond, și la urmă urmei ce au avut mai bun ți-au dat. De bărbat sau de nevastă. De aici începe realitatea. Problema e ce faci când ești soacră cu ginerele și cu nora. Aici e problema că se cere celui matur să se poartă cu cel tânăr, nu celui tânăr cu cel bătrân. O să scriem un tratat de teologie a soacrelor, neapărat, să vedeți ce este în țară. Asta ne mai lipsește. Dar eu personal, cred că nici nu am voie să spun, nu i-am spus tatălui meu socru, tată socru, niciodată. Iar soacrei mele niciodată soacră. I-am asumat ca pe părinții mei. Și cu asta am încheiat discuția. Serios. Uneori mi-e teamă că sunt neatent la ei pentru că e prea mult de lucru, dar avem și soacre bisericești, să știți. Avem la soacre bisericești fereastră, Dumnezeu. Hectare. De alea mă tem cel mai tare. Dar și acolo, cu răbdare, cu îngăduință. Dar în ce mă privește, exercițiul meu personal a fost să nu spun niciodată și să nu construiesc niciodată un astfel de sistem de gândire. Și îndemn pe tine, oricât de mare ar fi diferența socială, diferența de mentalitate, pașii să-i facă ei primii să fie în întâmpinarea lor, totuși, unii sunt mai bătrâni decât alții și bătrânii chiar au nevoie de sprijin. Ce să aleg între serviciu în București și cele duhovnicești sau părinții bolnavi de la țară? Nu mă puneți în situația să aleg un loc cu dumneavoastră. Rugați-vă și aflați. Vă atrag atenția că părinții bolnavi de la țară nu se mai puteți suna prin roaming, deci sunați-i pe bune acum. Cele duhovnicești se pot împlini și la serviciu. Nu mai dați vina pe biserică că vă ratați serviciile și că vă ofticați la locul de muncă, învățați când ajungeți la servici, primul lucru pe care îl faceți este să faceți o cruce mare, să vă binecuvânteze Dumnezeu activitatea, indiferent de domeniu, și să nu vă mai ascundeți după biserică că nu vă convine serviciul. Dar nu ne cereți nouă să dăm soluții pentru sistemul de viață pe care îl aveți. Mai sunt aia care ne întreabă, vaccinul sau nu vaccinăm copilul? E problema ta, nu e problema mea. Gândește-te, ți-a dat Dumnezeu același izomorfism cerebral ca mine. Deci sunt lucruri pe care trebuie să le asumați personal, nu toate. Că pe altceva a zis părintele să mă lasă și uite acum fac foame lângă părintele bolnav. Nu? De ce lipsește din Biblie viața Domnului Iisus Hristos de la vârsta de 12 la 30 de ani? Pentru că nimeni n-a stat de mână cu El. Sunt semnale, ni se spune că ce se întâmplă, dar nu de la 12 la 30, de la 12 la 30 mai avem câteva semnale mici. Deci noi mai avem semnale că
legată de Hristos, iar mai apoi pentru biserica noastră e o binecuvântare. Noi avem două surse de informare, ca orice informație. Toată lumea ne jură că avem, că ne informăm și din tradiție, dar toți ne spun că un jurnalist bun e un jurnalist care are minimum două surse de interpretare și dacă se poate, al treilea e perfect. Noi, uite că avem două surse, Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, iar mai nou avem arheologia biblică care ne ajută în mod în plus să ne atragă atenția asupra valorilor respective. Da? Cum arată un om smerit? Nu are o descriere. S-ar putea să vă și ducă în eroare, să pară un îndrufat ce o să fie smerit. N-avem harometru. Dacă avem un harometru, sau filmele astea cu Spider-Man, când le apar lor, dacă mă afară distanța, mi-a zis că trebuie să inventez personaje ca să fac asta. Un om smerit nu arată. Asta e faina. Vreau să închei spunându-vă o poveste. Am rămas foarte impresionat că a ajuns de curând pe câmpul păstorilor de la Bethlehem. Cineva mi-a explicat ce e cu blândul păstor. Un miel pe umerii unui păstor pare simbolul smereniei Mântuitorului Hristos. De ce se face așa? Într-o turmă poți să ai câini de nădejde, măgar de nădejde, ăia da, alții. Capre, cu oi. Câinele te ajută la capre. La oi te descurci singur dacă ești un păstor bun, pentru că oile cunosc lasă stăpânul lor. Dintre toate, capele cu miezii lor scapă mai ușor ca un GPS montat și nu calcă în străchi. Dar la oi, miei, ca miei. Aleargă, zburdă. Noi ne și place să cântăm mai acum miei zburdă pe câmpii. Și se spune că un păstor responsabil ia mielul cel mai zăpăcit dintre toți, îi frânge piciorul și pune pe umerii săi. Cel la un miel tânăr se vindecă. Și faptul că îl poartă stăpânul după umeri, îl face pe miel sau de glasul stăpânului foarte aproape și să se obișnuiască cu mirosul lui, și devine cel mai ascultător dintre toate animalele din turmă. Se întâmplă uneori Hristos să ne rupă piciorul. Dar o face ca să ne poată purta, nu ca să ne umilească și să ne scoată din viață. Fiți cu băgare de seamă la blândul păstor. Învățați-le că este blând și smerit cu inima. Și căutați să nu trăiți cu creștinism spectacular, că nu folosește nimeni. Creștinismul e frumos. E limpede. E luminos. Îndrăznesc să spune ca o seară ca cea pe care am parcurs-o împreună în seara aceasta. Am și zâmbit, am și înghițit noduri, ne-am și rugat, am și tăcut, ne-am și zmintit. Creștinismul este o formă de zminteală. Dar un lucru este cer. Când este Hristos cu noi, nimic nu ne poate sta împotriva. Bine? Nu. Mereți-vă. Profesor, nădăjduim că veți mai veni în mijlocul nostru. Următoarele seri duhovnicești, de mâine în 3 săptămâni, în Duminica a 3-a Sfântului și Marelui Post, a Crucii, seara la orele 18, îl vom avea în mijlocul nostru din nou pe Părintele Profesor Universitar Dr. Gheorghe Holmea, de la Facultatea de Teologie de aici, din București, care ne va vorbi despre taina Crucii. Cu ajutorul lui Dumnezeu, încercăm și nădăjduim că vom și reuși ca undeva în cursul lunii aprilie până la Sfintele Paști să-l avem în mijlocul nostru pe Părintele Profesor Universitar Dr. Ioan Chirilă, profesor la Facultatea de Teologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. După aceea va veni la un moment dat și Părintele Profesor Stelian Tofană, tot de la Cluj, de fapt va reveni că a mai fost în mijlocul nostru, iar în luna mai, alaltăieri am primit confirmarea, îl vom avea cu ajutorul lui Dumnezeu în mijlocul nostru pe doctor Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Și celelalte vă vom ține la curent pe parcurs cu nădejdea că Părintele Profesor Constantin Necula în seara aceasta s-a simțit bine în mijlocul nostru și
ne-am bucurat, ne-am zidit sufletește și duhovnicește de cuvântul și prezența harismatică sau carismatică a Sfinției sale, reiterez recomandarea sau sugestia de a-L pomeni, de a ne ruga unii pentru alții, de a ne ruga și pentru Sfinția sa și de a ne ruga să-L mai avem, cum spuneam, sfinte și binecuvântate prilejuri în mijlocul nostru. Vă mulțumesc! Eu trebuie să vă rog să ne pomeniți și pentru că plecăm în echipă cu domnul Andrei Dochia de la Televiziunea Română, plecăm în misiune, surprise, nu vă spun unde, lăsați aparatele deschise, bine? Deci când veți putea, uitați-vă la ce urmează și mâine, dacă reușiți, înainte de a fugi la biserică, dați un ochi în emisiunea de pe TVR, Bucuria Credinței, să vedeți mâine ce ediție am făcut. Am filmat, că e aici părintele lângă mine și știu că înțelege ce zic. Am filmat izbăvirea, adică alungarea lui Adam din Rai, făcând comentariul Scripturii în memorialul de la penitenciarul de la Pitești, pușcării de la Pitești. Următoarea, duminica Ortodoxiei, am făcut-o la Mateiaș pe trepte și duminica Sfântului Grigore Palama am făcut-o în biserica de la Mănăstirea Negru Vodă din Câmpănul Mușcel. Nu vă spun ce urmează. Top secret. Doar să vă rugați pentru noi să putem să vă aducem acasă alt gând decât supărarea din jur. Vă îmbrățiți să nu fiți supărați postul ăsta, bine? Nu fiți supărați, nu vă mai uitați la urâții ăștia care ne strică viețile. Bucurați-vă, citiți, zâmbiți, dormiți și treziți-vă bucuros de fiecare dată. Bine? Să rămână. Vă mulțumesc mult!